Momente din istoria culturii românești. Anton Bacalbașa. Evocare radiofonică de Dan Huliera. Anton Bacalbașa va fi interpretat de Virgil Ogășanu. Regie artistică Dan Puicanu. Băieți, de astăzi încolo îmbrățișați cariera armelor. De astăzi încolo sunteți ai țării. Tu, ăla Nicol, nu te mai scopi în nas când ești la capul acasă. Cariera armelor e nobelă și noblița ei e mare. Mă, ăla ciupitul, nu mișca prost că ți-a dus măsele de jos. Țara așteaptă să fiți mari, adică mari, mari, de sergent, să le explici ce este mare. Bă, capitanul este tata companiei și compania este fata capitanului. Fiți mândri de tatăl vostru, că voi ia mama dracului! Înțeles? Fiți deciuplinați, că fără deciuplină, armata e o adunătură de oameni periculoși. Mai bine s-o dai dracului. Tu ăla pălțatul! Eu! Mă, tu ce știi să faci? Eu sunt tipograf! Aha! Pitograf, zugrav adică. Să treci la vărui cazarma. Dar nu, să treci! Vorbim! Sergent, am stătături la gherlă. De ce nu e învățat? Domn capitan, abia cu venită. Vorbi! Acum, neacuma, tăgăm proiectul să fie. Tu ai să judeci când trebuie să fie. Cine ești tu, sergent? Cine ești tu, mă, n-auzi? Cine ești tu, mă? Prin urmare, capitanul este tata companiei și compania este fata. Să fiți fete, că vă ies să fie tăia pienați dacă nu-ți fi. Sergenți și caporali, fiți aspri, dar severi. Nu fiți bleji, nu fiți mămăliși, că voi băițeți cu catran. Rupeți rândurile mars! Sergent major, să știi... Să știi că mie nu-mi prea plac recruții ăștia, mă. Domnul capitan. Știu eu. Păi mai proștii dă-n compania mea. Pentru că numai eu îi mai deștept. He, când m-a luat pe mine de recrut cu arcoanul, era lumea mai dezghețată. Eram toți, unul și unul. Acum s-a prostit, ară. Și așa are să fie mereu până când guvernul înțelege că nu merge. Nu merge să răcutezi soldații dintre civili. Civilul n-are deciuplină în trânsul domnule. Desigur, stimați ascultători, că ați recunoscut în aceste scurte secvențe, în replicile ce apar azi hilare, pe Moș Teacă, personaj literar celebru la sfârșitul secolului al XIX-lea, personaj creat de una dintre personalitățile literaturii ziaristicii vremii, de Anton Bacalbașa. În schița care deschide volumul Moș Teacă, Anton Bacalbașa precizează și cine a fost acest personaj, cum a ajuns militar. În copilărie, Teacă speriase cu poznele lui 5 mahalale, iar la școală ajunge în clasa a doua primară, după ce împlinise vârsta de 12 ani. În cele din urmă, părinții ajung la concluzia că e prea din cale afară de stricat, numai de militar e bun. Și cariera viitorului capitan a început. Moș Teacă însă, ca personaj literar, reprezintă mult mai mult. Scriitorul și gazetarul militant care a fost Anton Bacalbașa a schițat sugestiv în acest fel caracterele societății burgheze în care armata sau acea mare mută, ca să-i cităm una din denumirile ce îi se atribuiau la timpul acela, era considerată de stăpânii zilei ca un scut al intereselor lor și al tronului. Iar Anton Bacalbașa avea să simtă aceasta pe propria sa piele,
când a fost nevoit, din lipsă de mijloace materiale, să intre în armată. Culmea ironiei, îi se spunea voluntar. Iată, de fapt, și replica scriitorului față de această situație ridicolă, replică culeasă din unele din scrierile sale. În gimnaziu am dus-o câtva timp, dar odată mi s-a înfundat. N-au mai putut să mă sufere și spaima găinilor, directorul, m-a dat afară. Parcă ar fi fost școala lui. E, după exmatriculare, părinții mei hotărâseră două cariere. Prima, militar, și apoi rentier. E, și astfel m-am făcut eu soldat. Voluntar îmi ziceau toți și asta numai pentru că toți erau miopi. Cum voluntar? Eu voluntar? Când ești pus între ciocan și nicovală? Când vii de nevoie? Oh, dacă toți voluntari au venit ca mine, atunci ștergeți cuvântul acesta din dicționare. Ziceți nevoit. Astfel, viitorul maestru al pamfletului și al schiței umoristice, care a știut prin retorica incisivă a cuvântărilor sale să se impună în rândurile militanților de seamă ai clasei muncitoare din România secolului trecut, a aflat, a cercetat la fața locului elementele specifice militariei epocii. Bacalbașa l-a plămădit în imaginația sa pe Moșteacă ca pe un personaj tipic unei societăți care își sprijinea interesele pe armată. Este adevărat că personajul în discuție gândea în formule absurde, că era incult ca o cizmă. Dar tocmai aceste neajunsuri se transformau în calități pentru conducătorii statului burghez, care aveau nevoie de astfel de ofițeri care să le execute ordinele ca niște roboți. Nu întâmplător, năzuințele către cultură erau urâte cu înverșunare de Moșteacă. Printre cei pe care nu-i suferea în compania sa erau și bacalaureați. Iată, în încheierea acestei file din creația literară a lui Anton Bacalbașa, încă o latură a caracterului simpaticului Moșteacă. Ia vino un coabăit! Salut, domnule capitan! Cum ai zis? Cum ai zis, mă, salut? Dar pe cine saluți, bă, sfârșitule? Ce ești tu? Bacalaureat? Aha! Și de asta ești așa de nedisciplinat. Ei, las că te-o aranja eu. Ce sunt eu, bă? Malmazel de alea de-mi zici salut ai? Să saluți pe tată, nu pe mine. Oriunde ești de aia, cum le zice, baca... Trăiți! Nu știi să zici! N-am știut, domnule capitan, să numai de două zile. De ce nu ești mai de mult? De două zile ai! Dar-ți trebuie loc de ani ca să înveți? Și pentru ce nu ți-ai vățuit și izmereai? Zici că ești din ăia, baca... Apoi de ce ai învățat acolo, bă? Dacă nici o cizmă nu știi să vățuiești? Las că te învăț eu. Am să-ți scot eu cafeaua cu lapte din burtă. Să marși la închisoare. 4 zile de poliție. Și altădată să înveți să fii lustragiu. Când m-ai uitat la cizma ta, să-mi fac mustața în trânza. Ai înțeles? Cum te cheamă? Rudolf Țărână! Cum ai zis? E și rudă cu colonelul? Da! Nepot! Să trăiți, domnule! Să trăiți! Dar cine vă pretandă să ziceți trăiți, domnule Șoreanu? Îmi pare rău. Asta e pentru ăia care n-au aia... Dumneavoastră ziceați? Nu ziceam! Nu! Parol d'onor! Am glumit! Am vrut să văd dacă știți, dar unde mergi acum? La domn sergent major, la corvoadă. Corvoadă? Cum dumneavoastră la corvoadă? De cine v-a spus? Păi domn sergent major. Sergent major! Plumba! Odați! Cum m-ai îndrăznit să chem pe domn Soreanu la corvoadă? Și-mi ți-a dat orden? Dumneavoastră să trăiți! Nu vorbi! Nu vorbi, sergent major! Nu vorbesc! Că-ți vârst sabia până în prăjării! Cum ți-ai permis, rătane, să mergi la închisoare pentru neexistare de orden? 4 zile de poliție și să treacă pe foaia de pedepse. Te învăț eu, îți scot eu borșul de-n burtă, sergent major. Anton Bacalbașa a văzut lumina zilei la Brăila în 1865 într-o casă cu mulți copii. Unii dintre ei vor manifesta talente literare și vor semna mai târziu în presa de la sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru. În școală, Anton nu a fost un elev deosebit.
Totuși de unele materii își va aduce aminte mai târziu cu drag, fapt ce ne arată că viitorul scriitor își alesese de pe atunci un drum al lui, după cum singur ne mărturisește. Am avut două patimi mari, care uimeau pe toți colegii. Limba latină și limba română. La română, în special, treceam drept omul situației. Dascălul spunea că am să ies un scriitor strașnic. Fie ar fi fost ceasul blestemat când mi-a cobit așa de rău. Da, am ajuns scriitor. Pe strașnic îl las la o parte. Talentul scriitoricesc, simțul dezvoltat al ironiei, verba critică ziaristică, respectul pentru morala socială sunt doar câteva din calitățile pe care Anton Bacalbașa le-a folosit din toată inima cu pasiunea și curățenia tinereții sale pentru vehicularea ideilor celor mai avansate ale vremii, care profilau de pe atunci viitorul societății noastre. A devenit astfel unul din ziariștii cei mai apreciați și temuți, conturând în proza sa literară personaje viguros realizate. După eliberarea sa din armată, intră imediat în mișcarea muncitorească, devenind la Clubul Muncitorilor oratorul cel mai ascultat, închinând cu entuziasm ideilor socialiste întregul său talent, desfășurând în ultimele două decenii ale secolului trecut o bogată activitate gazetărească și literară. Publică, printre altele, în revista Emanciparea, unde se traduceau și textele marxiste, iar în 1885, în ziarul Drepturile Omului din București, care își propunea pregătirea mare revoluții umane, ale căror semne roșietice se ivesc la orizont. Doi ani mai târziu este arestat la Iași datorită activității sale neobosite, Bacalbașa având un adevărat cult pentru cei exploatați. Evocarea ce urmează încearcă să sublinieze o asemenea fațetă a personalității scriitorului din această epocă. Văd că sunteți adeptul unor culori contrastante. Da, contrastante și cu valoare de simbol, dar ele sunt de fapt una singură. Mai ales că albul include în el întregul curcubeu. M-ar interesa părerea dumitale dincolo de obligația profesională de a publica articolul. Crezi că materialul este eficient? Crezi că am subliniat bine fondul problemelor? Mai direct nici că se putea spune. Roșii și albi, adică liberalii și conservatorii. Două partide care echipurile se înfruntă în alegeri, dar pentru cine, pentru ce? Interesele sunt aceleași, fără îndoială, și titlul articolului Roșii și albi este foarte nimerit. Deci, domnule redactor, aici la redacția ziarului atât de sugestiv denumit Drepturile Omului, considerați materialul necesar, folositor? Nu numai acesta, dar întreaga dumneavoastră activitate publicistică. Mă iertați că intervin în discuție, dar încă din 1885 și sunt 3 ani de atunci, de la apariția primei serii a ziarului nostru, ne-ați dat cea mai valoroasă muniție, ca să mă exprim așa. Îmi amintesc cu plăcere de schițele și articolele dumneavoastră. Leone, Târie Brâu, rezervistul. Așa este. Da. Se cunoaște că ești secretar de redacție. Ai o memorie deosebită. Da, nu e vorba numai de memorie în sine, ci și de interesul cu care citești unele materiale, ce se impun memoriei prin valoarea lor literară, prin ascuțișul criticii sociale. Vă mulțumesc pentru apreciere. A, și pentru că a venit vorba de schițe. Iată, mai am una. A? Am intitulat-o Marș. Este foarte scurtă. Ne-ar interesa să o auzim. Mai ales că dacă citiți dumneavoastră, lucrurile se petrec parcă aieve. Plăcere, este și foarte scurtă, cum spuneam. Ascultați, deci. Escadronul înainte! Marș! Escadronul era la instrucție. Capitanul Pazvante comanda în persoană. Gheorghe Ion, strânge palul, culme că strângă doar! Escadron, stai! Gheorghe Ion, când am zis să stai, să stai, că stă moartea în față! Gheorghe Ion, pă! De ce nu merg bine rocane? Vorbește! Trăiți-vă, capitan! Nu merge calul, nu mă ascultă. Nu vorbim frum soldat, că ție se vorba pe nas odată cu sufletul. Vafistre! Dați! Aducă pe Brutus din graj. Eras că ăsta o să vrea să meargă soldat. Nimeni nu-l poate încăleca de focos și ei. Trăiți-o, capitan! Am adus armă sală. Hai! Haide, Gheorghe Ion, în cale acum. Să te văd cum faci singur instrucție. Ce ești, mămăligă? Coală-te și-ncare pe iar, dă-vi dovule!
ministre! Ajută-l să urce în sân! Pune, pune piciorul aici! Sus! Așa! Așa! Bun! Dați-vă la o parte! O parte! Marș! Marș! Aoleu, domn capitan! A căzut? Uite, i-a prins piciorul în scară! Iată cum am terminat schița. În trei rânduri. Trecători, de vă abateți vreodată pe bulevard, dați un ban cerșetorului din colțul străzii. El are un picior tăiat și se numește Gheorghe Ion. Mi-a plăcut foarte mult și m-a impresionat. Am avut dreptate. În lectura dumneavoastră am văzut întâmplarea Evei. Este una din cele mai bune schițe pe care le-am ascultat în ultima vreme. Nu vreau să vă complimentez, dar realmente lucrarea atestă talentul dumneavoastră literar deosebit prin iscusința cu care mânuiți dialogul și mai ales prin ușurința cu care conturați personajele. Sper că ne-o lăsați spre publicare. Da, cu plăcere. Apropo, articolul dumneavoastră despre liberali și conservatori, îl publicăm în numărul de mâine. Așa este. Da. Să ne întoarcem la politicienii noștri, la roșii și albii care joacă atât de bine teatru. De fapt, articolul acesta finalizează o anumită concepție a dumneavoastră în legătură cu rescoalele țăranilor din acest an. Am dreptate? Da, dar nu e vorba chiar de o finalizare. Să știți că eu voi continua. Acest an, 1888, cu rescoalele lui, va intra în istoria țării. De aceea îndemn pe săteni să nu voteze pe acești candidați, fie ei liberali, fie ei conservatori. Ei nu sunt altceva decât niște împuterniciți ai stăpânirii, ai celor bogați, ai ciocoimii. Ei sunt adevărații torturatori ai țăranilor din Bordeie și ai celor închiși la Jilava. Și afirm cu toată convingerea că sângele nevinovat al țărănimii ucise cere să fie răzbunat cu armă în mână. Nu milă din partea boierimii trufașe, nu îndurare din partea claselor de sus trebuie să obținem, ci dreptul întreg al poporului, munca lui, tot pământul, toate instrumentele de muncă. Atașat cu mintea și sufletul, cu condeiul și talentul său oratoric de toate problemele sociale și politice ale vremii, Anton Bacalbașa devine unul din militanții Organizării Muncitorilor într-un partid politic. După 1888, întâmpină ca activist al mișcării socialiste numeroase greutăți care nu-l fac să ezite în munca sa entuziastă. La Oltenița este deci arestat. Întâmplarea este relatată de scriitor în ziarul socialist Munca, iar concluzia articolului este clară. Deșteptarea muncitorilor și organizarea lor în partid politic, deosebit de partidele burgheze, nu poate firește să meargă la inimă stăpânilor. De aceea, pretutindeni, unde muncitorii își strâng rândurile, stăpânirea ia măsuri pentru a încătușa. Sensibil ca orice artist al cuvântului scris și rostit, Bacalbașa, care studiază intens textele marxiste, devine, prin pasiunea cu care scrie și pledează pentru cauza muncitorească, parte componentă efervescentă a mișcării socialiste din România, dăruindu-se în întregime idealului făuririi unei lumi noi, mai drepte. El împletește activitatea scriitoricească și gazetărească cu aceea de agitator, demonstrând un talent oratoric, dinamic și pasionant, unic în felul său. Iată unele păreri ale contemporanilor săi, publicate în diverse reviste. Este vorba de Alexandru Antemireanu, Izabela Sadoveanu și Garabet Ibrăileanu. Anton Bacalbașa fermeca în așa fel auditoriul, încât tineretul îl considera un profet al viitorului. Era un om excepțional de inteligent, care seziza ideile cele mai subtile în profunzimea lor, având totodată o mare putere de sinteză. Anton Bacalbașa a fost un bolid în oratoria și gazetăria vremii. Bacalbașa a vorbit foarte frumos, furtunos, și a terminat discursul rostind cu mult patos cuvintele proletari din toate țările, uniți-vă. A fost un mare orator. A fost unul dintre cei mai buni oratori ai socialismului de altădată. Spirit analitic, Anton Bacalbașa a înțeles legăturile și interacțiunile dintre diferitele fenomene politico-sociale. A izbutit să le surprindă cauzalitatea și să le combată cu verba literară și oratorică ce îl caracterizau.
Exploatarea și regalitatea, misticismul și șovinismul, precum și alte probleme specifice epocii în care trăia, sunt analizate, disecate, evidențiindu-se direct și modalitățile de contracarare a consecințelor lor sociale. Un eveniment politic specific, cum ar fi de pildă solda din venitul public acordată prințului Ferdinand cu ocazia căsătoriei sale, este interpretată de scriitor nu numai ca un fapt concret, demascator. El încearcă o escaladare a coordonatelor fundamentale ce caracterizau societatea în care trăia. Chiar titlul articolului sugerează mai mult decât faptul concret. Furt fără efracție. Noi socotim dotațiunea aceasta ca o răpire a bunului public și ne facem datoria de a protesta împotriva ei. Nu putem pierde însă prilejul de a spune că acești 300.000 de lei sunt o sumă neînsemnată pe lângă furtul ce se săvârșește zilnic de către clasa stăpânitoare. În fiecare zi această clasă își face singură dotațiune mult mai mare decât cei 300.000 de lei ce se dau lui Ferdinand de Hohenzollern. Această dotațiune, care a ajuns o hoție normală, apărată de legile economiei politice burgheze, ne revoltă mai mult decât violarea celor 300.000 de lei. Când vom fi făcut să înceteze sistemul acesta al dotațiunii silite, dotația lui Frid I va înceta de la sine. Articolele lui Bacalbașa în această perioadă au valoare mare nu numai prin adevăratele rechizitorii făcute claselor exploatatoare, ci și prin faptul că autorul arată celor mulți drumul care duce la eliberarea lor socială. La 31 martie 1893 are loc Congresul de Constituire al Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România. Activitatea febrilă desfășurată de Bacalbașa în timpul congresului a fost semnalată de marele său prieten Ion Luca Caragiale, care publică în revista Moftul Român un anunț original. S-a pierdut, cu ocazia marului congres socialist, s-a pierdut un Tony, semnalmente, mic, nervos și drăcos. Se iritează extrem când glumești cât de inocent deasupra socialismului științific, atunci devine mușcător. Prietenia dintre Bacalbașa și Marele Caragiale nu a apărut întâmplător. I-au unit în primul rând trăsăturile asemănătoare ale personalităților. Amândoi bătăioși, sensibili la durerile lumii, cu o vocație evidentă spre pamflet, critică și satiră socială, cei doi scriitori au avut idealuri comune. Au luptat în numeroase împrejurări împreună. În 1893, an deosebit de fecund pentru Bacalbașa, apare revista lor Moftul Român, revistă satirică în care ambii își vor etala talentul ziaristic și vocația spre satira socială. Au respins cu aceeași exigență falsul talent și parvenitismul social înfloritor în vremea lor. Genialul Pătrașcu, evocat de Bacalbașa în amintirile sale literare, este relevant. Bine. Bine, Caragiale, de-aia m-ai invitat la tine. Lasă, domnule Pătrașcu, așa e grecul ăsta, rău, știi? Taie în carne. O, dorom, vrei să-l încurajezi, dar recunoști și tu, Tony Bacalbaș, oricât de sentimental ești, că taie în carne vie. De, adevărul doare, ustură. Lasă, Iancule, e invitatul tău, să ne ocupăm și de altceva. Vlahuță este totdeauna un intermediar, un împăciuitorist. Despre ce vrei să discutăm dacă nu descris? Da, dragă barbule, dar să nu sărim peste cal. Ce ți-e frică să nu strângi gâtul? Nu săriți! Stai și admiră-l pe genialul Pătrașcu, mare gazetar Pătrașcu, omul epocii. Își plimbă pana pe hârtie și hopa mitică, încă un articolat și gata. Caragiale, zău, mă faci de râs. Cum te faci, mă, pe tine de râs, mă? Tu te faci! Ia și articolul din Constituționalul, ia și rid. Da, și să nu mă chem pe mine barbu de la Vrancea, dacă nu e, cum să vă spun eu, ordinar. E cuvântul ordinar. Vai, Caragiale. Dar despre ce e vorba? Domnul gazetar a scris articolul cu prilejul sosirii prințesei Maria în țara noastră. Deci un articol comandat, festivist. Ce mai articolul este o comedie întreagă. Ia spune-ne, dragă Pătrașcule, ce-i cu poemele alea misterioase? Eu am vrut... Stai. Explică cum s-au tocit sulițele vrășmașe de pieturile noastre sau de-al tău. Dacă te nimerea în cap era altceva, dar în piept. Și mai trăiești, mă, scriitorule, mă. Astea sunt figurile de stil ale articolului. Sunteți prea răi cu mine. Noi răi cu tine. Bine, da. Mă, ce știi tu să faci, mă? Tu zici că ai talent. În ce, mă? Da, să știi tu că am. Tu, mă, ai și dovedi cu prisosință că ai.
Citiți-i progul articole și mai ales poemele misterioase. Veți vedea că nu știi nici gramatica limbii române. Te referi la cei care scriu la fel ca dumneata? Mă, tu ai și neobrăzarea să contrazici, mă, tu nu știi nimic. Ai fost diplomat la ambasada din Paris și nu știi două buchii de franțuzească. Eu? Tu, mă, tu. Nu-ți amintești când am făcut acum câteva zile concursul ăla de retroversiune? Nu ai fost în stare să traduci nicio frază în franceză, na. Vai, s-a făcut viziu. Da. Pe mine vă rog să mă scuzați. Bună seara. Bună seara. Dragă, poate că ai fost cam sever cu el. Cum se cunoaște că ești tânăr, Tony, dragă? Cu indivizi de ăștia nu trebuie să fii milos. L-ai văzut? E un triumfător. Azi îi dai la cap și mâine ți-l ridică, iar din pricina microbilor ăsta cu poeme misterioase, băieții de talent, nu se pot afirma. V-am spus că lucrul nu s-a petrecut de mult. Mi-aduc aminte și acum de vorbele lui Caragiale și văd că a avut dreptate. Inima nu trebuie să vorbească în fața acestor parveniți triumfători. Ei se ridică în tocmai ca reptilele, agățându-se. Închipuiți-vă că guvernul a înființat o școală de finanțe. Și pe când Caragiale e silit să deschide berărie, iar Vlahuță e plătit cu 200 de lei pe lună la Ministerul Domeniilor, pe când atâția alții, plini de talent și de pricepere, își sting viața în mizerie, cel dintâi om pe care guvernul s-a gândit să-l numească profesor de limbă franceză e domnul Pătrașcu. Nimic nu i-a unit mai mult pe Bacalbașa și Caragiale decât consecvența cu care își apărau împreună ideile și sentimentele exprimate cu atâta pasiune și talent în opera lor. Chiar dacă spre sfârșitul anului 1893, odată cu intrarea sa în redacția ziarului Adevărul, la Bacalbașa apar unele confuzii care îl depărtează treptat de publicistica mișcării socialiste, el nu va dezerta de la idealurile generoase care l-au animat ani de zile. Plecarea sa din Consiliul General al Partidului Social-Democrat, unde fusese ales cu ocazia Congresului de Constituire, a fost folosită de unii confrați din presă care, în dorința de a minimaliza importanța activității socialiste a scriitorului, se întrebau cu perfidă ironie dacă această plecare nu marchează totodată și sfârșitul socialismului. În răspunsul său, Bacalbașa demonstrează încă o dată demnitatea conștiinței sale. De când oare retragerea unor oameni din comitetul unui partid constituie moartea grupării? Mai întâi, socialismul se întemeiază pe ceva mai mult decât pe concursul câtorva persoane. Și chiar dacă s-ar întemeia pe atâta, el încă n-ar avea de ce să moară de vreme ce retragerea noastră e numai din comitet. Că suntem și rămânem socialiști, nu se mai discută. Și cea mai bună dovadă despre aceasta e faptul că ne-am retras pur și simplu, fără polemici, fără acuzări și fără declarații de principii. De altfel, oricând va fi nevoie, confrații radicali ne vor găsi locurile noastre de soldați militanți ai cauzei socialiste. Și forța talentului său a dovedit-o din plin. În orice împrejurare, valorificând orice prilej, pana bine ascuțită a scriitorului lasă urme evidente, dure, de ironie, de batjocură, la adresa unor politicieni veroși sau a unor principii ce alcătuiau fundamentul societății în care trăia și în care cei ce înșelau, exploatau, lingușau, puteau fi fericiți, sprijiniți și transformați peste noapte în adevărate genii, poate chiar premiați. Ați auzit de medalia Benemerenti? Tony, ai citit monitorul oficial? Nu, Sandule, ce? Păi vezi, ai fi putut afla astfel că domnul Cristu Livoescu a primit medalia Benemerenti pentru lucrările sale literare. Cine a spus cine Cristu și mai cum? Negoescu, neștiutorule. Negoescu? Sunt grăbit acum, te las, la revedere. Păi de puțin, stai așa, cum ai spus, medalia Benemerenti? Da, medalia Benemerenti. Păi da, stai, dar cine e acest mare scriitor? Păi acum, stai, asta e puțin, că eu care am pretenția că fac literatură, că urmăresc ce se tipărește prin cărți și prin gazete, și că încolo să nu știu că în țara mea trăiește un scriitor cu numele de Cristu Negoescu și că scriitorul acesta a produs atâta încât a meritat să-i se dea din partea guvernului o medalie specială. Formidabil, dar ce mă fac eu, Dumnezeule? Ia stai puțin, stai să fug la prieten, la librării, să mă interesez, să... stai, uite-l pe Iorgu, el va ști cu precizie. Iorgule, bine că mi-ai ieșit în față, altfel da. Mi-a prăpădeam de curiozitate, vină cu tine. Ce s-a întâmplat? Am să-ți fac o rugăciune mare. Anume? Uite ce, dar te rog să nu râzi de mine. Mi-e rușine să spun, dar... Pe lasă rușine la o parte între prieteni. Au știi tu ce a scris scriitorul nostru Negoescu? E? Eu n-am aflat încă, mi-e rușine, spun, dar n-am aflat. Ia ascultă, ce înseamnă de glume? Hai de mine, dar eu vorbesc că se poate de serios. Eu nu te crezi. Ce nu mă crezi, că e publicat în monitor oficial?
Ce? Da, Cristu Negoiescu a primit medalia Benemerenti pentru lucrările sale literare. E, tot nu te crezi. De ce? Păi cine mai e și ăsta, Cristu, și mai cum îl spune? Negoiescu. Nu, trebuie să fie o greșeală. Nu se poate. La revedere. La revedere, dar ce... Confuzie, așa se împlinde confuzia. Stai puțin. La librărie. Ne la librărie. Neapărat la librărie. Doamna dragă. Da, fiți amabilă, mi-a iertat. Fiți drăguță. Aveți ceva de Cristu Negoiescu? Cum ați spus? Cristu Negoiescu. N-am auzit de așa ceva. N-ați auzit? Ce mă fac? Cum să mă descurc? Stai că nu mă las. Hei, amice! Grijar! Îndată-i pară! Îți dă-mi o vină la biblioteca mare, te rog! Repede, hai! Îndată-i pară! Iertați-mă! Nu vă supărați, rog-vă, catalogele librăriilor din București, eventual din țară. Da, căutați-vă, rog, în raftul acela. Uite, mulțumesc. Așa vă zic, nebunesc, mă. În fine, Evrica, l-am găsit la Ploiești. Ia uite aici, scrie așa. Bucăți alese din diferiți autori, aranjate de Cristu Negoiescu. Păi stai, dar cum... O fi oare de ajuns să culegi câteva bucăți din diferiți autori pentru ca să capeți o medalie literară? Asta să însemneze Benemerenti. Și așa am început să mă gândesc. Cine are în țara noastră mai sus pomenita medalie și cine nu are? Și am găsit că n-a avut-o Eminescu, nu are Gherea, nu are Vlahuță, nu are Barbu de la Vrancea, niciunul din literații noștri de valoare. În schimb, o găsim pe pieptul lui Pătrașcu și al lui Cristu Negoiescu. În cazul acesta, scopul este fără îndoială atins. Se va ști de azi înainte că Benemerenti este distincțiunea pe care o capătă nulitățile și mediocritățile spre a se deosebi de scriitorii fără brevet, dar cu talent. E de ajuns să fii divorțat de talent, să nu fi produs nimic decât o gălăgie infernală, să fi frecventat cu succes școala târâirii, să te fi plecat până la vârful ciubotelor celui din tâi stăpânitor vremelnic al unui minister, pentru ca să scurgă toate onorurile și toate favorurile care fac fala găgăuților. Prietenia arătată de Bacalbașa lui Caragiale se baza desigur și pe aprecierea la justa valoare a geniului aceluia care a reușit să adauge nestemate nepieritoare de valoare universală în proza și dramaturgia românească. Plecarea la Buzău a lui Caragiale pentru a deschide un birt și a-și asigura astfel condiții materiale necesare vieții l-a durut pe sensibilul Toni Bacalbașa mai mult decât propria sa persoană. Durere transformată în indignare și indignare transformată de condeiul său într-o întrebare dureros de incisivă. Ce face Caragiale? Și iată răspunsul lui Toni. Colega, uite-l pe Toni Bacalbașa. Toni! Da. Toni! Toni, vine aici. Toni, ce mai faci? Voi erați. N-ai mai venit pe la noi, pe la redacție. Ce faceți aici? Da, exact ce faci și tu. Ne uităm după cărți. Nu l-ai înțeles complet. Ai dreptate, Toni. Cam nu prea avem ce face. Nici o carte interesantă. Da, numai nume celebre și necunoscute. Nouă, cel puțin. Da. Uite, vitrinele sunt pline de cărți proaspete. Întâlnești astfel o sumă de nume de autori pe care nu-i bănuiai că există. În toți fac gură, toți țipă. Coperțile apar din ce în ce mai fantastice, mai urlătoare, stridente. Da. E firesc, Toni, e firesc. Din moment ce între coperți nu există decât o hârtie măzgălită și nimic mai mult. Reclama e sufletul comerțului și astfel literatura proastă se poate vinde inițial. Da, voi nu vedeți niciun nume cunoscut. Niciun scriitor autentic. Da, apropo de comerț și literatură, este adevărat ce se vorbește? Că marele nostru Caragiale, Conuiancu, se ocupă de comerț acum. Neavând alte mijloace de trai. Da, este o noutate, într-adevăr. În loc ca în vitrinele librăriilor să fie văzute cărțile lui de valoare, este obligat să muncească altfel. Într-un restaurant, parcă, nu? Pleacă la Buzău să deschidă un birt. Ce să facă? Trebuie să supraviețuiască, nu? În schimb, a lăsat locul acestor nulități, ce-și zic scriitori. În altă țară, plecarea unui scriitor de valoarea lui Caragiale în lumea comerțului ar fi un eveniment de cel mai mare interes. La noi însă, n-are aproape nicio însemnătate. De-abia dacă noi, câțiva profani, admiratori sinceri ai talentului celui care a scris pe Conul Leonida, simțim o adâncă părere de rău că el ne lasă. Uite, Toni,
Noi ne-am întrebat adesea pentru ce Caragiale, cel mai original și de valoare scriitor român în prezent, e dat uitării de atotputernice. Da. Și asta în situația în care Academia este tixită de nulități. Instituțiile culturale se află în paragină, iar lui Caragiale nu i-a rămas decât să concureze la licitația birtului de la Gara Buzău. Să fie oare oficiarii vrășmași din principiu ai scriitorilor de talent? Locul ar fi cu putință, pentru că un talent prea mare scoate în evidență nihilismul intelectual al altora. Sigur, cauza cea mai importantă a prigonirii lui Caragiale este alta. Conu Iancu și-a ales genul cel mai periculos, satira. În fiecare lucrare a lui simți revolta omului superior împotriva găgăuților și gușaților. Da. Păi când țara e plină de Dandanache și Venturianu, de Leonida, cum vreți ca originalul acestor caragioși imortalizați să nu jure război etern acelui care i-a gravat așa de bine? Și apoi oamenii de spirit au avut întotdeauna specialitatea de a-și face vrăjmași. Da, exact. Un scriitor dulceac care face deliciul fetelor de pension la vârsta când încep să fie vizitate de pajul Cupidon are să fie oricând bine primit, nu? Aveți dreptate, însă să te ferească Dumnezeu să ridiculizezi o tagmă. Atunci, cu cât vei avea mai mult talent, cu atât lucrarea ta va fi mai caustică și cu atât trebuie să fii mai sigur că ți-ai făcut vrăjmași pe veci. Omul iartă orice mai lesne, în afară de faptul că a fost ridiculizat. Tony, dar tu parcă erai amic cu el. Nu l-ai mai văzut deloc? Nu l-ai mai întâlnit? Acum să nu l-am întâlnit și mai ieri. Același. Cu veșnicii lui ochelari care îl ajută să-i vadă pe oameni tocmai așa cum sunt. Cu veșnicul zâmbet ironic în care se oglindește el întreg. Caragiale se arată aproape tot cum l-ați cunoscut odinioară. A mai încărunțit puțin, dar nu s-a schimbat mult. Să vă povestesc conversația. Am auzit că pleci la Buzău. Mm-hmm. Ce de gând să faci acolo? Un lucru foarte serios. Am luat în antrepriză birtul de la gară. De ce? De ce? Pentru că îmi place peisajul Buzăului. Aha. Bine, dar altceva? Ce o să mai lucrez? Altceva? Da. Specialități de patiserie și de ciocolată. Nu, eu vorbesc de literatură. Despre asta nu s-o spune nimic. Eu sunt comersant român. Mulți dintre contemporanii lui Anton Bacalbașa, care îl apreciau și îl stimau pentru talentul său literar și publicistic, îl asemăiau cu o flacără. Nu era numai o simplă figură de stil. Omul Bacalbașa avea un suflet ardent. În tot ce făcea, în tot ce spunea, în tot ce scria, punea mult suflet. Se zbuciuma cât 10. Pentru fiecare idee, și avea multe, voia să scrie o carte sau să rostească o cuvântare. Își simțea și trăia aievea propriile scrieri și articole. Și toate acestea cu un trup firav peste care trecuseră din fragedă tinerețe multe lipsuri, sumedenie de necazuri. Această viață tumultoasă, dificilă, de mare tensiune nervoasă, avea să-și pună pecetea și pe sănătatea, pe forța de rezistență a unui om de mare voință și opinie. Și uneori, când cuțitul ajunge la os, face mărturisiri. De pildă, scrisoarea din 1894, adresată amicului său, Fănică Irimescu. Sunt zile când mă întreb eu singur dacă e adevărat că se poate munci atâta. Articole nesfârșit de multe, tot soiul de discursuri, de conferințe și de organizări, toate astea făcute cu o nervozitate extremă, zăpăcită, distrugătoare. După toate astea, de ce nu ți-a spune adevărul, adevărul trist, că sunt bolnav ca un mizerabil? Toate păcatele neurasteniei se țin de capul meu și nu mă lasă să scriu cât aș vrea, cât aș vrea să muncesc, să trăiesc, să uit pustiul sufletului. De 2 săptămâni, mai ales, mă simt distrus. Dar scriitorul rezista încă. În 1895 editează și conduce revista Moșteacă. Revista va avea o largă priză în mase, acest lucru datorindu-se în primul rând directorului ei, care, după cum spune Tudor Arghezi, a sleit genul umoristic al categoriei în câteva numere din revista Moșteacă. O altă fațetă a talentului scriitoricesc al lui Bacalbașa este critica literară, unde, la fel ca și în ziaristică, este un militant de seamă. Astfel, în manuscrisul intitulat Ceasuri de gândire, afirmă următoarele. Niciodată n-am împărtășit părerea celora care zic că poetul nu trebuie să aibă decât idei făurite, să cânte bine și rău, să-și plece fruntea în lupta pentru existență înaintea oricărui aducător de renume și de ciolan. Eu nu l-am scris sub înrăurirea simțurilor, al mediului social și economic. A trebuit să plâng femeia care în mijlocul acestei societăți întemeiate pe despoiere și corupție cade în lupanarul mocirlos al prostituției. A trebuit să sufăr cu omenirea care de veacuri stă îngenunchiată în fața lipsei de toate și în vederea schimbării de forme politice și economice care n-au făcut altceva decât au schimbat puțin suprafața lucrurilor.
a trebuit să cânt viitorul îndepărtat, acel viitor strălucit în care vor domni dreptatea și frăția. Poezia lui Anton Bacalbaș a luat în ansamblu nu se impune, cu unele excepții. De o sensibilitate adâncă, versurile ce evocă exoticul nordic din poezia Acolo prefigurează în bună măsură bacovianismul, conturând în același timp pregnant valoarea artistică a lirismului lui Bacalbaș. La Rosmer's Hall întotdeauna e frig, e ceață, e soare trist, iar noaptea, luna, e glob de gheață. În orice suflet e o dramă născută anume și un glas fatal pe toți îi cheamă în altă lume. Afară e trist, e frig și ninge și sobosit. Spre Rosmer's Hall cine mă împinge necontenit? În vara anului 1899, boala care îi măcina plămânii se agravează subit. La 1 octombrie se stinge din viață la București. Murea sărac după o viață de zbucium și muncă istovitoare pe tărâmul literaturii și ziaristici. În acele zile, Clubul Muncitorilor a arborat drapelul roșu, iar Ice Frimo a subliniat rolul lui Anton Bacalbașa în mișcarea socialistă. În presă apar multe articole despre activitatea regretatului ziarist și literat. Printre primii care și-au exprimat în modul cel mai sincer și emoționant regretul pentru această pierdere a fost Caragiale, care declara în articolul simbolic intitulat Vechiul tău prieten Caragiale: Toni a plecat astfel dintre noi, atât de tânăr, păcat pentru lumea noastră. Ați ascultat Anton Bacalbașa, evocare radiofonică de Dan Huliera. Au interpretat Mihai Mereuță, Mihai Fotino, Silviu Stănculescu, Ion Pavlescu, Matei Gheorghiu, Traian Stănescu, Elena Nica, Gheorghe Oprina, Sorin Gheorghiu, Boris Olinescu, Ion Angel, Sergiu Demetriad, Mihai Niculescu, Mihai Dinvale, Candid Stoica, Veronica Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Anton Bacalbașa a fost interpretat de Virgil Ogășanu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puicant.